Chiar dacă comercializarea brazilor în ghiveci a început ieri, de ofertă s-au interesat deja 100 de oameni și s-au vândut 25 de pomi. Brazii sunt aduși de la o pepiniere din orașul Bălți. Pomii se livrează gratuit la domiciliu. La returnare deja clienții vor trebui să achite o taxă de 50 de lei, asta în cazul în care solicită transportul companiei. Perioada de închiriere a brazilor este 15 decembrie, 15 ianuarie. În acest timp, cumpărătorul trebuie să-l păstreze la o temperatură nu mai mare de 15 grade, să-l ude odată la 3 zile și să-i pulverizeze cringile. Inspector în ecologie, Pietru Jacot, spune că și cei de la Ministerul Mediului susțin acest proiect și îl vor promova în continuare. Ideea aceasta că să-l plantăm în ghiveci, să-l folosim mai mult ani la rând, e foarte bună și trebuie promovat. Că la noi lumea nu înțelege lucrurile astea, ei totdeauna o să duc și o stai de acolo de unde nu-i permis. Anul nou fără un brăduț viu în casă, parcă n-ar fi anul nou. Cumpărând un brad în ghiveci, protejăm natura și pădurile de brazi vii, care anual sunt defrișate pentru a susține o tradiție frumoasă, dar periculoasă pentru planetă. Potrivit celor de la Mult Silva, anul acesta pentru sărbători vor fi tăiați 40.000 de brazi.